Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu mă numesc Ciobi și în primul rând aș dori să le mulțumesc celor care s-au abonat, iar celor care n-au făcut-o și celor cărora le place conținutul acestui canal, vă invit să vă abonați unde veți vedea în continuare filmulețe de genul acesta. Astăzi aș dori să vă prezint o motocoasă de la Stihl, Stihl FS560C. Aceasta e cea mai puternică motocoasă de la Stihl, având o putere de 2,8 kW, respectiv 3,8 cai putere, un rezervor de 990 ml, o greutate totală de 10,2 kg și o lungime totală de 176 cm. Astăzi o să tai cu ea, cu un cap cu fir, un Stihl AutoCAD 56.2. O să încep prin a-i monta prima dată apărătoarea, după care o să îi introduc, firul în capul cu fir. O poziționez așa, deoarece e mult mai simplu să lucrăm în felul acesta. N-am mai lucrat cu ea de când am avut pe ea un cuțit tocător. Acesta a fost cuțitul tocător cu care am lucrat în ultimul video. Și acum o să îi montez apărătoarea pentru protecția ierbii împotriva. O să îi montez apărătoarea. E un pic mai rece astăzi. Probabil toate mișcările pe care le fac un pic mai încet din cauza frigului. Foarte important să-i strângem bine fiecare șurub, deoarece dacă nu strânse bine, această carcasă de protecție poate să aibă anumite vibrații și vibrațiile sunt transmise în mânerele motocoasei. Am mai pățit lucrul acesta când n-am strâns șuruburile bine. Și e foarte important totdeauna când tăiem cu o motocoasă de genul acesta să tăiem cu carcasă de protecție. Deoarece în felul acesta se evită accidentele provocate de resturile care pot sări în toate direcțiile. Bun, perfect. Apărătoarea e montată. Acum o să vă prezint și capul cu fir. Acesta e capul cu fir nou-nouț, AutoCAD 56.2. În acest cap cu fir putem băga un fir cu un diametru maxim de 3,3 mm. Acesta e firul standard care vine la achiziționarea capului cu fir. E un fir de 2 mm, cred că, sau bănesc că e 2 mm. Cu asta nici nu am ce să tai cu această motocoasă. Și acum o să folosesc un fir Stihl CF3 Pro. Acesta e cel mai bun fir de la Stihl. Acesta are 3,3 mm. Acesta e cel mai bun și cel mai rezistent. Și o să vă arăt totodată cum montăm și firul. Acesta e firul, acesta îl derulez și acesta o să-l folosesc la o altă motocoasă. O să am săptămâna viitoare un alt video cu o altă motocoasă mai, nu așa la fel de puternică ca și aceasta. Și în acea motocoasă bănuiesc că o să pot să folosesc acest fir. În motocoasele pe care le dețin acest fir e prea slab. Acesta o să-l las aici deocamdată. Și acesta o să vă prezint cum punem și capul cu fir, e foarte simplu. Aici avem o mică săgeată care ne indică cum să rulăm firul. Și aici avem două găuri. Introducem firul înăuntru. Să-mi derulez puțin fir. Introducem firul înăuntru și îl rulăm cum ne indică săgeata. Acum nu o să umplu bobina maxim cu fir.
Bun. Îl tai. Și acum în partea asta altă. Le introduc firul în micul orificiu. Și îi umplu și doua parte a bobinei. Bun, atât ne ajunge. Îi tai și pe acesta aici. Și acum îl introducem în capul cu fir. De fapt, aici am făcut o mică eroare, că aici trebuia el agățat. Așa. Bun. Bun, firul la locul lui. Îi introduc carcasa de protecție. Trag de el și firul e pregătit de lucru împreună cu capul. O să îl și montez. AutoCAD 56.2. Se îl învârtim în direcție inversă a acelor de ceas. Încă cu această motocoasă n-am tăiat cu acest fir și cu acest cap. Capul nou-nouț. Nici nu e lung. Dacă era lung, aici avem cuțitul care ne taie excesul de fir. E perfect. Bun. Motocoasa urmează să o alimentez. Și înainte să o alimentez, o să vă arăt și hamul cu care o să lucrez astăzi. La achiziționarea motocoasei, de fapt la achiziționarea unei motocoase profesionale, întotdeauna primim un ham de genul acesta. Acesta e stil Advance Universal. Aceasta e mărimea L, dacă nu mă înșel. Da. Acesta e hamul standard pe care îl primim la achiziționarea unei motocoase profesionale. Acesta las deoparte. Eu o să lucrez astfel cu Advance Extreme Harness. Acesta e un ham forestier profesional. Acesta eu l-am cumpărat separat. L-am cumpărat din străinătate, deoarece aici în România nu se comercializează acest ham. Mai am un video pe YouTube, pe canal. Dacă doriți, puteți să îl vizionați acolo. Acolo are o descriere completă. Acum o să îl reglez. De aici are mai multe... O secundă, pe masă. De aici se poate regla înălțimea hamului. De exemplu, am fost la M, L și XL. O să-l pun la XL. Deoarece eu sunt mai înalt și am 1,86 m înălțime. O să-l pun la XL. Mă echipez, mă schimb. Alimentez motocoasa și o să vă arăt cum tăiem astăzi cu capul cu fir AutoCAD 56.2 cu firul CF3 Pro de 3,3 mm. Bun, m-am pregătit, am alimentat motocoasa, am lăsat-o puțin să se încălzească, dopurile mi le-am pus în ureche. Totdeauna protecția cea mai importantă, dopurile, ochelarii. Astăzi nu mai am bască în cap, ci am o șapcă, deoarece e puțin mai rece, s-a răcit puțin, dar nu contează. Acesta e terenul pe care o să-l tund. Aici o iarbă puțin mai bătrână, are și elemente mai lemnoase. O să vedem cum o să tăiem cu firul CF3 Pro și cu motocoasa FH560. Și astăzi nu o să tai cu hamul ei obișnuit, astăzi o să tai cu hamul de la Advanced Extreme Harness. Acesta e un ham forestier. Acesta l-am cumpărat special pentru această motocoasă FH560, deoarece e cea mai grea dintre toate motocoasele, are o greutate de 10,2 kg. Și credeți-mă, un kilogram jumate sau 2 kg în plus, îți spun cuvântul, după o zi întreagă de lucru. La acest ham acum i-am dat 50% pe talie,
30% la umeri. Umerii mi-am lăsat puțin mai liber și la partea toracică care e aproximativ 20%, aproximativ în linii mari. Pornesc motocoasa și îi dăm drumul.
Aceasta a fost FS560C cu hamul de la Atlantic Swim Harness. Hamul e foarte bun. Nu simt aproape deloc pe umeri că am lucrat cu motocasa aceasta. În schimb aici n-am avut o iarbă foarte mare, foarte deasă. E o iarbă bătrână, a fost plină de elemente de genul acesta, de tufe de măcești și lăstar de prun. Mi-au rupt firul. Orice fir avea când lucrezi pe teren de genul acesta, îți rupe firul automat. Pe acest teren o să revin cu un alt video viitor. Oricum motocasa aceasta, oricum celelalte pe care le dețin, și o să-i pun un cuțit cu un cuțit tăietor. Pentru astăzi, aceasta a fost motocasa FS560C cu firul CF3 Pro și hamul de la Advanced Extreme Harness. Îți mulțumit, am lucrat foarte bine și a făcut foarte bine treaba. Sincer să vă zic, cu motocasa aceasta încă nu prea am lucrat cu capul cu fir, deoarece se vede și capul cu fir că e nou. Spre curiozitatea mea și spre plăcerea mea, și-a făcut foarte bine treaba. Eu cu această motocasă lucrez în special, e foarte puternică, și lucrez în special cu cuțite, cu cuțitul topăteor, cu cuțite circulare și cu cuțitul în formă cu stea. În special prefer genul acesta de cuțite să pun pe această motocasă. Dar și cu capul cu vir îți faci treaba bine cu ea. Bun, acesta a fost videoul de astăzi și până data viitoare vă urez o zi plăcută. La revedere!